fost semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea Parcului Central. Proiectul constă în amenajarea unei zone de agrement și centru multifuncțional în Parcul Central, prin construirea unei clădiri multifuncționale, amenajarea unor locuri de joacă pentru copii pe categorii de vârstă, înființarea unui nou patinoar, amenajarea piațetei, un pavilion și fântână, zonă de intrare cu poartă de acces și amenajări exterioare. Clădirea multifuncțională este prevăzută cu un spațiu interior care să poată găzdui evenimente adresate în special copiilor, iar în paralel o mică sală de conferință care să poată găzdui evenimente educative pentru părinți și copii. Locuri de joacă pentru copii a fost împărțit în trei zone, delimitate între ele cu alei pietonale. Cele trei zone conțin echipamente specifice categoriilor de vârstă astfel: zona pentru copii în vârstă de 1-3 ani, zona pentru copii în vârstă de 4-12 ani, iar zona 3 pentru copii cu vârstele de peste 6 ani. În cadrul parcului se va amplasa un patinoar în suprafață de 380 de metri pătrați de formă circulară. Valoarea totală maximă aproximativă a proiectului este de 23 de milioane de lei. Shooting stars above the city light.